Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o ediție Eveniment a Punctului. Cu mine, Gabriela Firea și Traian Băsescu, sunt invitații mei speciali în această seară. Dezbatem împreună scandalul care zguduie poliția din temelii și comentăm cârdășia polițiștilor cu interlopii. Sunt informațiile momentului sunt absolut stupefiante, doamnelor și domnilor. Discută din ce în ce mai apăsat despre cârtițe la vârful instituțiilor de stat. Încercăm să ne lămurim cine și pentru ce protejează clanurile interlope, iar șeful diviziei anticlanul rupe tăcerea în direct la România TV. Totodată, doamnelor și domnilor, într-un alt registru se pregătește organizarea unui scrutin în plină explozie a infectărilor. Se fac pregătiri intense pentru alegeri, dar spitalele sunt în alertă. Traian Băsescu de mască în această seară toată manipularea. Și vă prezint în exclusivitate cum să petrec negocierile în teritoriu. Se fac deja listele, domnilor și domnilor, și totodată au loc racolări în masă. Sunt schimbări de tabere de ultim moment. Avem și documentul cheie pe care va analiza președintele României, domnilor și domnilor, ce a aflat Traian Băsescu despre majorarea pensiilor. Totodată încercăm să dezbatem teoria care zguduie din temelii lumea medicală, virusul care a schimbat lumea a ajuns să fie caracterizat de o înaltă somitate medicală, drept armă biologică. Toate acestea și multe altele în această ediție specială. Bună seara, domnule președinte Băsescu, mulțumesc că sunteți împreună cu noi și în această seară. Bună seara, mă bucur că suntem din nou împreună cu dumneavoastră și cu telespectatorii dumneavoastră. Domnule președinte, e o anchetă de amploare în poliția română după ce mascații care căutau membrii clanului Duduianu au decis la adresa greșită. Există însă și suspiciunea că interlopii au fost anunțați de perchezițiile efectuate ieri. Laura Duță are toate detaliile și aș vrea să o ascultăm împreună. Bună seara, Laura! Este anchetă internă și este un lucru important că se face această anchetă internă. Cel care a coordonat ieri au avut loc aceste descinderi la clanul Duduianu, a indicat și o adresă greșită, dar adresa greșită era de fapt unde locuia un luptător de la SIAS, știi, un mascat. Era mama acolo, acasă, s-a speriat, coincidență sau nu, chiar trebuie să aflăm răspunsul la această anchetă internă. Avem și acuzațiile astea de apar în spațiu public din partea diviziei anticlanuri că există cârtițe în interiorul poliției române prin care sunt protejate clanurile și avem aceeași divizie care printr-o scrisoare publică spune că iată, an la rândul și politicieni au protejat interesele acestor clanuri. Mulțumesc mult, Laura. Domnule președinte, este un haos fără precedent, cel puțin la nivel de apariții publice. Ies căpetenile poliției române una câte una și se acuză fiecare pailaltă de favorizarea clanurilor interlope, de ingerințe în mersul anchetelor penale. Păi, oamenii ăștia apar mult mai preocupați să se sfâșie între ei decât să asigure ordinea publică într-un context în care, și dumneavoastră ați avertizat de mult, clanurile sunt pe care să pună cu totul stăpânire pe România. Domnul Ciutacu, eu aș vrea să revin la o realitate, pentru că văd că sunt foarte mulți falsificatori de adevăr, printre care este un domn Coarnă, dacă are nevoie dați-i drept la replică. Mulți politicieni am văzut și de asemenea mulți oameni din poliție care spun nici mai mult, nici mai puțin. Domnilor, asta e o situație de 30 de ani, nu o putem rezolva noi peste noapte. Ei, tuturor acestor domni, eu le spun următorul lucru. Mint cu nerușinare. Clanurile au fost ținute la un profil jos atunci când pe ei au stat structurile de informații, fie că a fost vorba de DGP, fie că a fost vorba de SRI, fie că a fost vorba și de unii și de alții. Din păcate, în momentul de față, cei 40 de polițiști de la Capitală care se ocupă de crima organizată nu mai au fluxul de informații care înainte curgea către DICOT și către polițiști. Curgea de la DGP, curgea de la SRI. De ce nu-l mai au? Din două motive. Primul lucru pe care l-a făcut domnul Cioloș a fost să desființeze DGP dintr-o rațiune pe care nu o pot înțelege și nu o va înțelege, cred, niciun polițist de bună credință. Și al doilea lucru, după marele scandal cu protocoalele,
în care nu contest că au existat și încălcări de lege în prevederile lor, dar unul din lucrurile care s-a întâmplat a fost retragerea SRI-ului din culegerea de informații despre grupurile de crimă organizată națională și transfrontalieră. Pentru că n-au mai vrut să fie acuzați, n-au mai vrut să fie paria dezbaterilor publice, s-au retras din această activitate odată cu anularea protocolelor. În momentul de față, structurile de combatere a grupurilor de crimă organizată națională și transfrontalieră sunt lipsite de necesarul de flux de informații. Ori asta le face să reacționeze la ce se întâmplă și nici de cum să reacționeze preventiv și să-i țină cu botul pe labe, așa cum au fost ținuți până în 2015. Domnule președinte, deci, astăzi a avut loc și un moment cu totul și cu totul special, cel puțin eu n-am mai văzut în timpul existenței mele jurnalistice, care e suficient de lungă ca să fi văzut câte ceva. Comisarul șef al diviziei anticlanuri din București recunoaște în direct că structura pentru care lucrează e sabotată din interior. Cine este vinovat, o aflați din bucata de interviu pe care vă prezint imediat. Mare parte din ce scrie acolo este adevărat. Începând cu anul 2019, odată cu schimbarea conducerii Poliției Capitalei, mi s-a solicitat de către conducerea de atunci, prin intermediul domnului director general Miron și domnul director general adjunct Radu Gabriș, să nu mai efectuăm activități cu anumiți procurori din cadrul DICOT, cu structura DICOT, și să efectuăm activități doar cu structurile locale. Au încercat să-mi propună o funcție de conducere în luna februarie, funcție pe care nu am acceptat-o, considerând că nu sunt trimis acolo pentru capacitățile mele manageriale, ci pentru a se încerca să se scape de mine de aici. Vreau să vă spun că în anchetele pe care le efectuăm au fost situații, într-adevăr, în care au fost identificați și polițiști, dar bineînțeles că toate aceste activități de urmărire penală le-am efectuat sub coordonarea directă a procurorilor de caz. Domnule președinte, deci asta mi se pare premiera premierilor, o structură specială înființată pentru a lupta cu clanurile interlope sau le ține în frâu, cum spuneți noastră, că ar trebui să facă, iese cu o scrisoare publică pe care o trimite întregii prese, în care acuză conducerea Poliției Capitalei că interzice să lucreze cu procurorii DICOT și, pe de altă parte, hai să spunem, adversarii în această poveste reacționează la rândul lor și spun că șefii direcți le cer să facă ingerințe directe în dosarele penale. Asemenea, circ, domnule președinte, eu jur că nu am mai văzut. Mai ales că e la vedere, nu e pe surse, nu e pe... Domnul Ciutacu, aici avem o problemă de legalitate, atenție. Întotdeauna poliția a fost reticentă să detașeze ofițeri de judiciar către procurori. Dacă DNA-ul, pentru că s-au făcut presiuni, a beneficiat de, să spunem, aproape suficienți ofițeri de judiciar detașați, cei pe care procurorul îi trimite să verifice aici, să verifice acolo, să ducă uneori o citație, să se asigure că cel urmărit e la domiciliu și așa mai departe, DICOT-ul n-a beneficiat de tot atâta sprijin și are foarte puțin, aproape deloc, acoperit necesarul de ofițeri judiciari. Cred că aici este neînțelegerea, este o situație pe care o știu perpetuată de multă vreme. Este posibil ca aici să fie o neînțelegere. Vă spun cinstit, eu îl știu de mult pe Berechet ca fiind un polițist, nu o paiață de polițist. Deci deși nu neg ce a înțeles ofițerul care a vorbit mai înainte, cred totuși că Berechet nu-i tipul de polițist care să facă asemenea erori. Și îl știam destul de dedicat muncii de polițist, dar lăsându-l pe el la o parte,
domnul ofițer de poliție sau comisar sau nu știu da, ce... Da, comisar șef, dacă nu mă înșel. Da? Cel care a vorbit mai înainte spune un mare adevăr. Nu sunt sprijiniți. Și nu sunt sprijiniți exact din motivul pe care vi l-am spus mai înainte. Domnul Ciutacu, 40 de polițiști care își mai au și concedii, care mai sunt și într-un concediu medical. Dacă asta e schema, imaginați-vă că practic mai mult de 25 nu sunt în activitate. Ori activitatea unui clan numeros, cum sunt clanurile din București, nu poate fi supravegheată, că nu o să-i trimită pe toți 25 care sunt activi să se ocupe de un singur clan, că au o groază de probleme. Deci aici marea problemă este că această structură nu are un flux de informații de care are nevoie. Mai mult decât atât, v-aș ruga să vă aduceți aminte de o perioadă. Perioada când era Codruț Olaru șef la DICOT. Era un flux de informații continuu către DICOT și către poliție. Informațiile veneau de la 2 și un sfert și de la SRI. Nu deschideam bine ochii dimineața și îi vedeam dând cu berbecele prin ușă pe la interloc. Acum nu se mai întâmplă acest lucru, că nu mai știu unde să meargă. Nu mai au informație. Nici poliția, nici procurorii. Ori, domnul Ciutacu, n-aș vrea să fac o teorie adăugând și faptul că lupta împotriva clanurilor a fost introdusă din 2006 în strategia de securitate națională, clanuri locale și transfrontaliere. A scos-o cineva de atunci, domnule președinte, că înțeleg că s-a introdus în mandatul dumneavoastră. Deci era o prioritate. A venit domnul Iohannis și a scos-o? Sau de ce nu mai e considerată o prioritate? Eu asta nu înțeleg. În primul rând, domnul Ciutacu, poți să o scrii de 10.000 de ori ca fiind prioritate. Dacă cele două structuri viabile, capabile să culeagă informații, DGP și SRI-ul, nu participă cu furnizarea de informații, nu ai cum să lupți împotriva clanurilor interlope. Ei sunt specializați să se infiltreze, să joace poker cu ei, să asiste la momentele când se dau bani cu camătă și pe urmă să-i livreze structurilor operative. În momentul de față, dacă dumneavoastră credeți că cei 40 de ofițeri, din care 25 sunt continuu activi, pot face treaba asta, să pună sub control situația informativă a clanurilor din București, vă înșelați. Da, domnul președinte, de aici când a bubuit scandalul, a bubuit într-un mod, hai să spun, foarte spectaculos, pentru că se discută foarte apăsat de o înregistrare a unei convorbiri pe care șeful poliției române, domnul Vasilescu, împreună cu domnul Berechet, ar fi purtat-o cu unul dintre liderii clanului Duduianu, în care, mă rog, i-ar fi rugat politicos să respecte regulile de distanțare socială și să scoată mortul mai devreme și să închidă odată bâlciul ăla de pe stradă de la ei și din curte, și că în înregistrarea aia ar căuta-o băieții domnului Gavri și adjunctul domnului Berechet ca să-și rezolve răfuiala între domnul Gavri și domnul Vasilescu, care nu-i acordă suficientă importanță domnului Gavriș. La asta am ajuns, domnul președinte. N-aș vrea să fie o bârfă, dar Gavriș e un super polițist. Nu cred că se ocupă de chestiuni de astea. Și lui Gavriș, țineți cont că este polițistul care n-a scăpat rezolvarea niciunei crime de când doar că la ultima tură s-a dus în percheziție la Duduen și a nimerit la un coleg de-a lui de slujbă și pe de altă parte a și uitat să-și informeze șeful că se duce nu cu mascații. Nu știe cine l-a trimis, domnul Ciutacu, iar greșel de adresă, slavă Domnului, că fac destui. Da, dar să trimiți mascații la un mascat acasă în loc de Duduia nu e mai complicat, domnul președinte. Domnul Ciutacu, vă asigur că au fost și oameni politici foarte importanți care din greșeală s-au trezit cu berbecele în ușă, dar n-au spus nimic, că le-a fost jenă. Dar se întâmplă greșeli de
transmiterea adresei. Cum am văzut la oameni de rând când se întâmplă, îl află toate televiziunile. De acord. Și e firesc să afle. Da. Bun. Să știți că nu numai poliția română face năzbâtii de astea, erori de astea. Aș lăsa lucrurile la o parte și aș trage o concluzie, domnul Ciutacu. Dincolo de supărările unui polițist sau altui polițist, există o singură realitate. Lupta împotriva clanurilor de crimă organizată și, ca să explicăm, trafic de femei, trafic de mașini furate, taxe de protecție, cerșetorie organizată, droguri? Droguri mai puțin, dar aici sunt ei. Deci toate acestea nu pot fi combătute când există lipsă de informații. Ori se repun structurile de informații în drepturile și obligațiile de a furniza informații, ori dacă nu, cu cei 25 activi, 40 în schemă, nu o să stăpânească nicio poliție clanurile din capital. Domnule președinte, să fac vreo 5 luni de zile de când, fix într-una dintre emisiunile mele, după o postare virulentă pe care a scris-o pe Facebook, ați spus și în direct că dacă nu se organizează statul, că așa cum ar trebui să organizeze în contextul în care ni se întorc bombardierii și premianții din străinătate, clanurile interlope o să pună la propriu stăpânire pe România. Localitatea Murgeni, dacă vă amintiți, domnule președinte, care fusese băgată în carantină polițienească acum vreo câteva luni de zile, aia cu vila aia MOV din centrul orașului, ea a fost astăzi din nou, hai să spunem, epicentru unor reglări de conturi. La vedere, domnul președinte. Poliția a fost prezentă la scandal, dar nu a planat conflictul iscat între cele două clanuri. Polițiștii au stat pe margine, urmărind de la distanță cum să desfășoare evenimentele. Hai să le vedem și noi, la fel de la distanță ca și polițiștii. N-or fi foarte sfioși, domnule președinte, interlopii ăștia, sau dacă vreți clanurile, să le numim generic așa, dar parcă să te bați la vedere în mijlocul străzii, sub ochii poliției, mi se pare o dovadă cam mare de tupeu. Și asta trebuie să fie încurajat de ceva tupeu ăsta. Bun, acum, nu, mi-e greu să înțeleg care a fost motivul pentru care clanurile de pe cele două părți ale străzii, că nu păreau a locui foarte departe unii de alții, s-au luat la păruit, dar unul din motivele pentru care în momentul de față, în mod cert, se duce o luptă crâncenă, pentru că știu cum era la începutul mandatului meu, este o bătălie de reocupare a teritoriilor abandonate la plecarea în străinătate. N-au putut să acopere teritoriile pe care le controlau, de unde își luau taxele de protecție, de unde făceau rost de carne vie la export, n-au putut să le țină ocupate pentru că a fost mult mai rentabil să lucreze în Europa pe euro, nu pe lei. Iar acum au revenit acasă, știu că nu mai pot reveni la perioada înfloritoare de dinainte de pandemie, și este o bătălie crâncenă pentru ocuparea teritoriilor. Este o bătălie pe care niște polițiști dezarmați ca cei pe care i-am văzut în imagine nu pot face. Erau și mulți, iar datoria polițiștilor, că erau niște polițiști care în niciun caz nu erau pregătiți de intervenție, era să cheme imediat trupele de intervenție, pentru că mă uit ce puhoi de oameni sunt în confruntare acolo, cei drept,
nu e o confruntare sângeroasă. Nu e tura asta, domnul președinte. Să știți că acum vreo 3 luni de zile au închis orașul și au ținut trupele speciale vreo săptămână acolo. Foarte bine. Problema e nerezolvată, la fel cum problema este nerezolvată și între clanul Duduianu și cel care i-a luat zilele lui Pian. Să nu credeți în ceea ce se spune că ok, nu avem pretenții, l-a trimis la Dumnezeu să-i fie de bine, să facă statul dreptate. Nu! Răzbunarea pentru Pian va fi crâncenă, dar la un moment pe care îl vor considera potrivit. Acum stau toate instituțiile cu ochii pe ei. Marea problemă aici o avem. Incapacitatea de a informa structurile de prevenire a bătăliilor pe de o parte, dar nu atât prevenirea bătăliilor, că bătăliile astea ies de la ceva, de la bani datorați, de la intrarea pe teritoriul celuilalt, de la acapararea unor dame pe care să le exporte prin Europa. De la lucrurile astea intervin bătăile dintre ei și omorurile și toate cele. Cămătăria fiind și ea unul din motivele de omor între clanurile mafiote. Și chiar dacă mă mai amendează odată CNA-ul, o să spun, clanurile țigănești din acest punct de vedere nu au limite din punct de vedere al răzbunării. Sunt iuți la mânie, pun mâna pe cuțit imediat, și aici suntem. CNA o să mă amendeze pe mine și pe noastră CNCD-ul, domnul președinte, că fiecare e cu felia sau lui. CNCD-ul, La dumneavoastră e cu discriminarea și la mine e cu audiovizualul, dar cred că mergem împreună să ne luăm chitanțele. Una peste alta, domnule președinte, umilea mea părere e și o problemă de percepție și de lipsă de autoritate a celor care se numesc autorități ale statului în fața tipului ăsta de răufăcător, să le spunem în mod generic. Pentru că deja nu mai există pic de respect, de frică față de uniformă, de nimic. Și o să vă dau un exemplu cât se poate de elocvent, în care mașina poliției este transformată pur și simplu de niște bombardieri în taxi, domnul președinte. Sunt scurte imagine, dar foarte elocvente. Haideți să le vedem împreună. Acolo, bossule, mă lași. Deci, unul pe care îl săltaseră, domnule președinte, și îl duceau cu girofarul, bănuiesc că la audieri, de fapt chiar doi, sunt foarte veseli. În spate stau liniștiți, se uită pe telefoane și îi spun, pe stânga acolo, moșule, mă lași. Da, este... Și filmează, bossule. Este o tristețe să vezi asemenea scene. Pot să vă spun o întâmplare din mandatul meu de primar general. Dacă vă aduceți aminte, eram cu o bătălie cumplită cu clanurile. Să nu credeți că cele 40.000 de chioșcuri demolate aparțineau la 40.000 de familii care mâncau de pe urma lor. Nu, cele 40.000 de chioșcuri demolate aparțineau la 6-7 familii care desfăceau prin ele marfă de contrabandă. Mă rog, reușesc să curăț Piața Națiunilor, dar pentru că era un vad bun, ei veneau cu tarabe mici și cum apăreau inspectorii de la primărie, dispăreau. Am fost informat că iar s-au instalat la Piața Națiunilor, acolo pe malul Dâmboviței, și sunt la șeful poliției, domnul colonel. Hai, domnule, trimite o echipă să-i luăm de tot, că cu inspectorii de la primărie nu putem să-i luăm, ci doar să-i certăm. Ne mai facem și că îi amendăm. Paradoxal, ajung acolo cu șeful poliției și nu mai era niciunul. Deci, cei care au știut am fost eu și șeful poliției, că l-am invitat să meargă. N-am spus nici viceprimarilor, n-am spus nimănui. M-am înțeles cu el, plecăm la Piața Națiunilor. A venit și el, eu am ajuns imediat cu mașina, m-a ajuns și șeful poliției capitalei după un minut. Și nu mai era nimeni în Piața Națiunilor. Deci există și această comunicare cu grupurile
de oameni care nu respectă legea. Da, una peste alta, schimbăm un pic registru cu informații de ultimă oră. În ciuda faptului că astăzi s-a atins recordul la infectări raportate, domnilor și domnilor, puterea politică insistă cu organizarea alegerilor locale în data de 27 septembrie. Nu este foarte clar cum se vor organiza, dar de fiecare dată și la fiecare apariție publică, atât președintele României, cât și prim-ministru sau ministrul sănătății, ne anunță că această echipă guvernamentală va fi în stare să gestioneze ce n-a reușit să gestioneze până acum, respectiv desfășurarea alegerilor în condiții de maximă securitate sanitară, ca să spun așa. Domnul președinte, pe noastră, vă avantajează sau nu vă avantajează organizarea scrutinului acum? Și în esență vă întreb dacă, în lumina unei logici simple, măsurile de securitate sanitară se întăresc pe de-o parte, pentru că se presupune că ne îmbolnăvim în ce în ce mai mulți, dar pe de altă parte ne relaxăm ducându-ne la alegeri și în campania electorală. Mi se pare că se bat cap în cap, dar poate este eu prea chițibușar. Nu, cel mai tare ne relaxăm, domnul Ciutacă, și e un adevăr la mare, nu? Noi da. Care... Da? La mare, la munte, la nunți, la... de toate. Păi da, dar deci, și la ne relaxăm mai cu limită, că ne bagă la 11 noaptea în casă, ne... Da, deci aici nu putem spune că doar guvernul e responsabil și irresponsabilitatea noastră funcționează ca un vector de umflare a numărului de îmbolnăviri. Dar dincolo de orice... Cred că este de ales între două situații. În primul rând, toată teoria politică spune că 4 ani este termenul limită în care mai poți să consideri legitime niște alegeri. Ok. Și pe aleșii ei. De aceea, în toată lumea democratică, termenul de 4 ani e 4 ani. În momentul de față suntem cu o extensie de 6 luni a mandatelor de primari. Acum o lună a avut alegeri Polonia, într-o situație nu foarte departe de a noastră, alegeri prezidențiale. Croația a avut alegeri parlamentare, tot acum o lună, le-au avut aproape simultan. Marea problemă este cum desfășori aceste alegeri, pentru că dacă domnul Orban are inconștiența să vrea ca noi, unul după altul, să mergem să luăm ștampila, să intrăm în cabina aceea de unul pe unul, da, unul după altul, și pe urmă să dăm ștampila următorului și să luăm buletinul de pe aceeași masă, să respirăm unul în ceapa celuilalt, nu funcționează. Va fi o acțiune de răspândire masivă a pandemiei. Soluția este să organizeze alegerile locale acolo unde nu sunt focare de infecție, votul clasic, acolo unde sunt focare de infecție, votul prin corespondență, care deja a fost experimentat la noi cu ocazia alegerilor legislative. Trimiți un plic, în el e un buletin de vot pe care omul trebuie să-l pifeze, mai e timp să fizic pentru poștă. Mai e timp fizic pentru organizarea logisticii acestui vot, domnule președinte, în condițiile în care spuneți noastră? Domnul Ciutacu, s-a putut organiza la legislative, unde termenul de la depunerea listelor până la ziua votului a fost tot 30 de zile. Acum e mult mai mult la locale. Nu, termenul a fost foarte scurt, de la depunerea listelor până la alegeri, nu 30 de zile, cred că a fost vreo 45 de zile. Și acum avem la fel. Marți se expiră termenul de depunere a candidaturilor, deci până pe 27 avem vreo 40 ceva de zile. Dacă s-a putut atunci și trimise în străinătate, nu văd de ce nu se poate acum, trimise cu poșta din poartă în poartă. Mai este și varianta votului electronic, dar aici Ministerul Comunicațiilor, STS-ul, ar trebui să acționeze foarte rapid. Eu știu capacitatea tehnică a STS-ului, în 30 de zile poate pune la punct sistemul, dar el este decredibilizat din capul locului. Și atunci
să se meargă pe aceste două variante, unde se poate votul clasic, unde nu se poate și stabilește acest comitet al înțelepților pandemiei și spune sunt focare de infecție, acolo vot prin corespondență. Deci cred că asta e singura soluție. Numai cu vot clasic este o crimă. În condițiile date, domnule președinte, înțeleg că strângerea de semnături pentru candidatura noastră la capitală s-a săvârșit cu succes. Vă depuneți sau nu dosarul de candidatură? S-a săvârșit în primele 12 ore. Depuneți dosarul de candidatură, domnule președinte, sau în ultima clipă ne faceți iar o surpriză, dar în sens invers față de aia din 2004? Nu, domnul Ciutacu. Surpriza din 2004 a fost că am câștigat alegerile prezidențiale și a trebuit să părăsesc cel de-al doilea mandat, să-l abandonez. Sigur. Acum nu am niciun motiv. Da, eu mă referam la aia cu Stolojan. Nu, păi... La partea a doua. Nu, domnul Ciutacu, eu sunt perfect sănătos. Doamne ajută, să vă ajute Dumnezeu să vă țineți sănătos, da. Vă întreb, nu știu, instrument de negociere cu doamna Firea, cu echipa domnului Dan, habar n-am. Mai aveți chef să o luați de la capăt, iar cu primăria, domnul președinte? Domnul Ciutacu, am o mare rugăminte la dumneavoastră. Chiar vă rog. Luați toată cariera mea politică și vedeți dacă vreodată am făcut vreo singură negociere în favoarea mea. Păi nu veți găsi o... pentru coaliții, da, dar în favoarea mea nu. Iar ca să nu aveți dubii, uite-o. Deja programul e... Păi, uite, cu adevărat avem exclusivitate în seara asta, dincolo de prezența dumneavoastră. Da. Deci e ca și rezolvată, da, candidatura, domnul președinte? Deci, voi candida... voi scrie în acea declarație dacă am colaborat cu securitatea, păi că am proces la înalta curte și cu asta mergem înainte. Păi de acolo nu vă întreabă dacă aveți proces sau nu, vă întreabă dacă ați colaborat sau nu în formularul da, ăla. Dar eu o să spun, am 4 certificate, o să spun că nu, dar fac o mențiune. Dar am un proces cu CNSAS-ul la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru că nu am o decizie definitivă. Când voi avea o decizie definitivă, voi scrie da sau nu funcție de decizia definitivă și revocabilă. Domnule președinte, în toată nebunia asta din ultimele zile, două lucruri se petrec cu mare intensitate. Odată la mână răfoielile clanurilor interlope sub ochii amabili ai poliției române și, pe de altă parte, raculările masive de primari dintr-o parte în alta, de regulă, de la PSD către PNL, că banii sunt la PNL și, sigur, toți ne anunță că își iau fiii risipitori înapoi, că traseismul politic de fapt nu e traseism și așa mai departe. Eu o să vă dau acum un exemplu, domnule președinte, de om care s-a autodemascat cumva, s-a dus la televizor, domnul președinte, omul, candidat fiind la șefia Consiliului Județean la Giurgiu, în plin scandal privind migrația politică, Dumitru Beanu se numește, a fost președinte de Cejacu, e secretar de stat la Ministerul Mediului și le-a explicat giurgiuvenilor la televizor de ce trebuie să se mute primarii PSD la PNL. Dintr-un motiv extrem de simplu și rațional. Să vină după bani, că dacă nu, pa apă, pa canal, pa curent electric, pa orice dezvoltare, pe asfalt. Haideți să-l vedem împreună, are un minut, este fascinant. Eu n-am văzut om mai sincer decât ăsta. Fără să încep acum să explicitez indirect chestiunea cu traseismul, sunt de acord că primarii trebuie să aibă în vedere cu foarte mare atenție analiza a două variante. Rămân pe principiul, am plecat cu un partid, îi sunt dedicat de votat și indiferent ce s-ar întâmpla, nu schimb acest semn electoral. Și te poți trezi că într-o conjunctură economică și într-o conjunctură politică nu primești finanțare pentru nimic în comuna ta și în felul ăsta practic îți condamn concetățenii să trăiască fără lumină, fără asfalt, fără apă, fără nu mai știu ce, pentru că așa se dau banii în România, da?
Sau înțelegi că asta cererile cetățenii de la tine când te votează, să le modernizezi comuna, să le creezi și locuri de muncă dacă poți, și atunci ești obligat să ții cont de ce se întâmplă. România din 90 până în prezent am avut parte de guvernări ciclice. S-a întâmplat ca un partid să câștige, să conducă 4 ani, după aceea să lase locul. N-a existat până acum și eu nu cred că va exista în viitor apropiat, nu vor exista partide care să guverneze 2 cicluri electorale. Când nu explică Doc la televizor ce e cu fenomenul migrației, domnilor și domnilor, domnul Beianu se manifestă electoral în județul Giurgiu, pe care vrea să-l preia câștigând Consiliul Județean, în niște filmulețe postate chiar de echipa domniei sale, care sunt absolut năucitoare. Haideți să-l vedem împreună. Ce găsim acolo? O macetă. Recuperată de la... De la Craiova. Ce faci cu ea, mă? Smarți. Te tau. Mă tai? Ești tu de la pagina de FB cu imagini? Bă, cuțitul în tine. Cu te tau? Bă, cuțitul în tine. Șoferul e chiar candidatul, domnul președinte, care le-a explicat clar oamenilor: vii după bani sau rămâi fără utilități, rămâi fără dezvoltare, rămâi fără nimic. Omul este secretar de stat la Ministerul Mediului și toți primarii din Giurgiu care nu se mută la PNL sunt călcați de garda de mediu. Întâi. Domnul Ciutacu, asta este comportament de tip mafiot, abuzând de funcția pe care o ai, iar în urma acestui filmuleț, omul ăsta trebuia chemat în fața unui organ de anchetă. Nu este posibil așa ceva. Adică nu bat jocorești comunitățile funcție de hachițele tale și interesele tale politice. Eu am trăit așa ceva când eram primar la capitală. Mi-a anulat Năstase credite de la BEI. Nu pentru că n-avea Bucureștiul nevoie de acei bani, ci pentru că politic așa i-a dat lui bine. E o practică care, din păcate, în loc să se restrângă, s-a extins. S-a extins și ea trebuie eradicată, dar numai cu sprijinul celor care sunt obiectul acestui tip de șantaj. Dacă vrei să faci ceva în comunitatea ta, ori treci la mine, ori dacă nu, nu faci nimic. Nu-i posibil așa ceva, pentru că aici discutăm de oameni care răspund de ce fac pentru niște comunități. Ei nu fac pentru ei, ci pentru, are obligații față de comunitatea aia. Deci, asemenea abordare din partea unui secretar de stat îl descalifică, dar din păcate PNL-ul, plin de principiile brătienilor, a ajuns mai rău decât PSD-ul din acest punct de vedere. În doar 20 de secunde, domnule președinte, și mă scuzați că vă întrerup, vom vedea și o explicație științifică a unui reputat doctor care susține teoria potrivit căreia coronavirusul este o nouă armă biologică. Rămâneți, mergeți! Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața. Poartă-o pentru că pericolul nu a trecut. Poartă-o pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă-o pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de până acum. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Renumitul academician Victor Voicu, președinte al secției de științe medicale a Academiei Române, compară coronavirusul cu o armă biologică. După ce a studiat în detaliu virusul, omul de știință a explicat pentru România TV felul în care acesta se multiplică în organism și cum poate infecta sute de oameni în doar câteva ore. Haideți să-l ascultăm. Putem să zicem că seamănă cu o armă biologică. În ce sens? În sensul că... Deci coronavirusul există. A fost coronavirus 1, a dat niște epidemii. Mă surprinde puțin de ce lumea științifică nu s-a preocupat să facă un vaccin pentru coronavirus 1. Ăla din 2009-2011. Pentru că era altceva. Că ar fi fost eficient cel puțin parțial și față de coronavirus. Noul coronavirus, COVID-2. Da. Ăsta care dă COVID-19.
Este un virus extrem de agresiv. În ce sens? Are o afinitate față de organism, față de receptor. El interacționează cu structură. Se legă de ceva, că dacă nu s-ar lega de ceva care ține de celulă, n-ar intra în celulă. El se multiplică numai în celula omului. El nu se multiplică cum fac microbii și prin sânge, în plasmă, în structuri care îi furnizează resurse de hrană, adică de multiplicare. Virusul nu se poate multiplica decât pe seama mecanismului genomic al genomului celulei, al celulei gazde. Deci el, dacă nu pătrunde în celulă, nu se multiplică. Asta trebuie să înțeleagă lumea noastră. Deci faptul că ajunge acolo înseamnă că s-a legat de ceva și pe urmă a penetrat în celulă. Are niște mecanisme de penetrare în celulă. Nu e așa, orice vine intră în celulă. Nu există. Celula e foarte selectivă la ce intră în ea. Că altfel am murit. N-am supraviețuit. Deci aceasta în percepție trebuie să fie explicită. Dar această afinitate față de structura aia de la nivelul membranei celulare pe care acționează este de vreo 10-20 de ori mai mare decât la alte virusuri. Wow! Păi da, 10-20 de ori înseamnă 1000-2000%. Adică imensă afinitate. Deci acest virus, asta generează și această capacitate de infectivitate. Deci raportul dintre un individ și cei care din jurul lui care contaminează, 2,5, unii zic că se aduce spre 4,5. Deci, dacă sunt contaminat, eu mai contaminez încă 2, 3, 4, 5, care la rândul lor, 2, 3, 4, 5, și realizat o progresie geometrică, în câteva zile se pot face sute. Deci, atenție, doamnelor și domnilor, asta înseamnă că acest tip de armă este extrem de perfid. Nu iartă pe nimeni, pentru că atâta timp cât e circulația. Masca asta care o purtăm noi acum e extrem de importantă. Și v-am spus mai devreme care este mecanismul. Deci eu vorbesc, mai ales acum mai agitat că emoționat, m-ați emoționat noastră, împrăștii aerosoli, iar dumneavoastră, dacă nu sunteți protejați, inhalați pe calea nazală. Domnul președinte, armă biologică ne mai lipsea, după câte legende s-au iscat pe spatele virusului ăsta care ne ține în case și ne închide economia, isteria armei biologice mai lipsea. Nu știu, s-ar putea ca domnul academician să aibă dreptate. Nu am cunoștințele domnului. Eu cred că domnul academician, în primul rând, a avut o formulare plastică, să fie pe înțelesul tuturor, legat de capacitatea de răspândire a acestui virus. Da. Pentru că nu știu ca Academia Română să fi făcut minime cercetări legate de acest virus. Deci nu cred că în spatele titlului de academician și fără o cercetare în domeniu îți poți permite afirmații de genul e o bombă biologică. Cred că e riscant. Pe urmă, citim tot ce se scrie în lumea asta despre posibilitățile de combatere și eu am o singură concluzie inginerească, cum ne place nouă, da, să spunem, domnul Ciotacu. E groasă cu virusul ăsta. Nu se vindecă cu una, cu două. Și când va fi vaccinul undeva pe la anul disponibil, ne-ar trebui vreo 6 miliarde de vaccinuri, ceea ce înseamnă că ne vor trebui vreo 10 ani până asigurăm vaccinurile la toată populația. Asta înseamnă că se va perpetua multă vreme acest virus. Scriam la începutul pandemiei pentru că apucasem să citesc niște materiale ale unor savanți chinezi despre acest virus. Și dacă veți căuta, veți vedea o postare de-a mea de prin februarie în care spuneam că în urma acestei pandemii, când va ajunge în Europa, nu vom mai trăi la fel ca până la pandemia de coronavirus. Va trebui să ne schimbăm stilul de viață, să ne adaptăm la ceea ce reprezintă singurul vaccin valabil. Adică să ne păzim singuri. Vi se pare să ne păzim singuri? Vi se pare foarte... Va trebui să trăim tot mai singuri, domnul Ciutacu? Din păcate, da. Dar vi se pare, apropo de însingurarea asta, inspirată declarația domnului președinte Iohannis
potrivit căreia, indiferent dacă rușii lansează sau nu vaccinul ăla, și sunt foarte multe dubii cu privire la asta, până nu face UE 1, noi nu luăm o doză? Domnul Ciutacu, dacă aș putea, m-aș duce să-i cer lui Putin 1 să mă vaccinez eu. Deci, cred că nu contează de unde iei vaccinul valabil. Important este să fie un vaccin care dă garanții. Evident. Că după ce îl faci, peste 3 luni nu înnebunești, știi, sau nu ajungi la o boală extrem de gravă. Ori, din acest punct de vedere, Iohannis avea dreptate, spunând numai 2 luni de testare este prea puțin. Chiar dacă și fiica lui Putin s-a vaccinat cu acel vaccin, când te adresezi, să vin eu ca președinte al României, dar să spun român, am contractat eu personal, din respect pentru mine, mi-a dat Putin 20 de milioane de doze de vaccin, e adevărat că nu-i testat suficient, dar vă ordon, vaccinați-vă. Ce te faci dacă peste 3 luni ai niște reacții cumplite? Deci, dar individual aș avea curaj să fac acel vaccin. Mulțumesc, individual. Mulțumesc mult, domnul președinte. Eu n-am curaj să nu iau publicitate, că rămân fără fritură în farfurie. O seară bună vă urez, doamnelor, domnilor. Noastră rămâneți alături de noi, vă conjur, pentru că în doar câteva momente continuă ediția Evenimenta Punctului Culminant. Sunt manevre halucinante cu testarea masivă anti-COVID. Și vă voi da un exemplu unui om netestat, dar declarat pozitiv și amenințat cu dosar penal. Gabriela Firea acuză o mega manipulare a raportărilor COVID. Primarul general prezintă în această seară dovezile în direct la România TV. Și poate răspundem și la întrebarea de ce bubuie numărul infectaților. Sunt dezvăluiri șoc care vor zdruncina, doamnelor și domnilor, dictatura medicală cu care ne-a amenințat doctorul Lindu. Rămâneți mei! Poartă mască de protecție corect. Îți poate salva viața. Ai grijă să îți dezinfectezi mâinile înainte să o atingi. Pune partea colorată în exterior. Fixează-o cu ajutorul firelor elastice trecute prin spatele urechilor.